Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Nicoleta Toacă și în zi de duminică vă dau întâlnire la Vocea Basarabiei să facem împreună retrospectiva săptămânii. Iată care sunt titlurile ediției. Lumina și căldura mai ieftine. Tarifele reduse aprobate de Andrei au intrat în vigoare. Pensia minimă va constitui 2777 de lei începând cu 1 aprilie. Ministerul Educației va aproba o nouă metodă de finanțare pentru activitatea grupelor cu program prelungit, după ce acest serviciu a fost suspendat de autoritățile municipale. Au intrat în vigoare tarife noi mai mici la energia termică și electrică. Locuitorii municipiului Chișinău vor plăti pentru energia termică 2138 de lei pentru o gigacalorie. La Bălți, consumatorii vor achita 2245 de lei pentru o gigacalorie, mai puțin cu 970 de lei. De asemenea, energia electrică s-a ieftinit cu 5 bani pentru locuitorii din centrul și sudul țării, noul tarif fiind de 2 lei și 34 de bani pentru un kilowattoră. Cei din nordul țării vor achita cu 4 bani mai puțin prețul pentru un kilowattoră, constituind 2 lei și 84 de bani. Noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 19 martie au fost publicate în Monitorul Oficial. Pensia minimă va constitui 2777 de lei începând cu 1 aprilie. Proiectul privind indexarea a fost supus consultărilor publice. În cazul persoanelor cu dizabilități în funcție de gradul acordat, pensiile vor fi cuprinse între 1388 și 2083 de lei. Din 1 aprilie se vor indexa cu 6% toate pensiile stabilite reexaminate în temeiul legii privind sistemul public de pensii, pensiile pentru vechime în muncă, pensiile funcționarilor publici, pensiile colaboratorilor vamali, pensiile militarilor, plățile periodice și lunare capitalizate, precum și indemnizațiile de dizabilitate stabilite. De asemenea, cu 6% se vor indexa prestațiile de asigurări sociale și unele prestații sociale de stat. În cazul pensiei, indexarea se va aplica partea care nu depășește salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul în curs, 13.700 de lei. În cazul în care cuantumul pensiei calculat conform legii este mai mic decât cuantumul pensiei minime pentru categoria respectivă, diferența dintre aceste cuantumuri sub forma unui supliment de solidaritate se acoperă din mijloacele bugetului de stat. Suplimentul de solidaritate reprezintă o componentă a pensiei care nu se indexează. Cuantumul acestuia variază anual în funcție de indexarea și majorarea pensiei calculate și de evoluția pensiei minime. Autoritățile publice locale vor putea acorda câștiguri lunare pentru funcționarii publici de execuție de până la 50% din salariul de bază. Un proiect de lege care prevede acest lucru a fost votat în prima lectură de Parlament. Potrivit legislativului, modificările propuse vizează extinderea categoriei de venituri ale bugetelor locale, ale autorităților publice locale de nivel 1, pentru a stimula financiar angajații prin stabilirea indemnizațiilor lunare, conform criteriilor și condițiilor prevăzute de legislația în vigoare. Proiectul de lege prevede modificări și în legea cu privire la sistemul unic de salarizare prin oferirea posibilității apeleurilor de nivelul 1 să ofere sporuri lunare până la 50% din salariul de bază în scopul consolidării capacităților profesionale ale funcționarilor publici din cadrul primăriilor. Sporurile lunare vor putea fi acordate doar din veniturile proprii generate de autoritatea publică locală în baza unui regulament intern aprobat printr-o decizie a Consiliului Local. Prin intermediul acestei inițiative, autorii proiectului își propun încurajarea primăriilor de a consolida veniturile proprii pentru a putea obține statutul de apele cu capacitate administrativă suficientă. Proiectul de lege va fi propus spre adoptare în a doua lectură în plenul Parlamentului. Bursele de merit pentru elevi și studenți vor fi dublate de rând cu plățile lunare de care beneficiază tinerii de la instituțiile cu profil militar. Va fi majorat cu 5,5% cuantumul burselor pentru elevii din colegii, școli profesionale și centre de excelență, precum și pentru studenți, masteranzi și doctoranzi. Ministrul Dan Perciun a menționat că majorarea burselor elevilor și studenților se înscrie în politica promovată de Ministerul Educației și Cercetării de fortificare a sistemului de învățământ de toate nivelurile, precum și de asigurarea a atractivității și competitivității la nivel național și internațional a instituțiilor de învățământ superior și profesional tehnic din țară.
În acest scop, din bugetul de stat au fost alocați suplimentar circa 48 de milioane de lei. Bursa Republicii va constitui 4.060 de lei față de 2.040 cât e la moment. Bursa Președințului 2.860 pentru elevii din profesional tehnic și 3.690 pentru studenții. Bursa Guvernului în același timp se va ridica la 3.380. Soldele pentru studenții din învățământul militar și a ordinii publice vor constitui 400 și respectiv 500 de lei. Totodată, bursa elevilor din învățământul profesional tehnic va varia între 745 și 970 de lei, iar bursa socială pentru aceștia va constitui 570 de lei. Pentru studenții de la licență, valoarea bursei va fi între 970 și 1235 de lei, iar masteranzii vor primi burse în valoare de 1325 de lei. Bursa socială pentru studenții de la ciclul 1 și 2 de studii va fi de 655 de lei lunar. Pentru studenții doctoranzi, bursa de excelență a guvernului va constitui 3165 de lei, iar bursa pe domenii științifice 2640 de lei. Elevii și studenții vor primi un supliment egal, cu diferența dintre bursa stabilită conform noilor modificări ale hotărârii privind majorarea burselor și bursa achitată pentru perioada de la 1 ianuarie 2024 până la data intrării în vigoare a noilor prevederi. Amintim că la sfârșitul anului trecut, guvernul a decis dublarea burselor pentru studenții de la pedagogie, cea mai mare ajungând să constituie aproape 3500 de lei. Ministerul Educației va aproba o nouă metodă de finanțare pentru activitatea grupelor cu program prelungit după ce acest serviciu a fost suspendat de autoritățile municipale. Potrivit lui Dan Perciun, prețurile vor fi stabilite în funcție de durata programului și vor varia între 350 și 500 de lei. Consiliul Municipal să aprobe metodologie prin care să stabilească cât costă o grupă cu program prelungit pentru părinți, dacă părinții sunt dispuși să achite aceste servicii. Și noi am așteptat la Minister din luna ianuarie ca Consiliul Municipal să adopte o asemenea decizie, să aprobe o asemenea metodologie. Consiliul Municipal Chișinău, din păcate, era preocupat de crearea coaliției între MAN și PSRM și nu a avut timp să abordeze subiecte de primă importanță pentru chișinăuieni și așa și nu a aprobat o metodologie, așa și nu există un buget pentru anul 2024 care să fi fost supus dezbaterilor publice și în aceste condiții noi ne vedem obligați din partea Ministerului să aprobăm o asemenea metodologie, să oferim o soluție pentru școli și o soluție pentru părinți. Astfel, potrivit lui Perciun, va exista un regulament care va fi aprobat de către minister și care va fi publicat joi 21 martie, prin care va fi stabilit costul grupurilor cu program prelungit în funcție de programul acestora. Ministrul a menționat totuși că prețurile vor varia între 350 și 500 de lei. După aprobarea ordinului de către minister, instituțiile de învățământ se discute cu părinții și se decide cum nemijlocit implementează aceste prevederi. Oricum, din punct de vedere legal, ar fi fost normal Consiliul Municipal, pentru că așa stabilește legea, asemenea taxă să aprobă de către Consiliul Municipal de fapt. La începutul anului, municipalitatea a anunțat că suspendă activitatea grupelor cu program prelungit pentru elevii care studiază în clasele primare din cauza lipsei de finanțe. În timp ce primarul capitalei invocă cu tărie această problemă și pasează responsabilitatea pe umerii guvernului, pe care îl acuză că repartizează prea puțin bani Chișinăului, există voci care îl contrazic. Potrivit ministrului Educației, bugetul planificat repartizat pentru școli și grădinițe pentru acest an s-a majorat cu 86 de milioane față de 2023. Guvernul a identificat o soluție la problema cauzată de primarul Ion Ceban în cazul asistenților personali. Anunțul a fost făcut de prim-ministrul Dorin Recean. Astfel, toți asistenții personali care au fost demiși ilegal vor fi reangajați de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ne-am trezit că primarul Ceban a cauzat o problemă foarte gravă la Chișinău. 600 de asistenți personale au fost concediați, la alte câteva sute primarul le-a tăiat salariile și noi nu puteam lăsa acești oameni care au o îngrijire rude, fără venituri și nu putem admite ca lucrurile să stea în această incompetență a primarului Ceban de a administra banii publici. Cei care au fost demiși ilegal vor fi reangajați în cadrul structurii ministerului. Iar noi, guvernul, vom realoca banii
și vom impune ca acești bani să fie plătiți anume asistenților personali. Mai multe persoane angajate în calitate de asistenți personali în capitală au acuzat că de la începutul anului le-au fost reduse salariile sau chiar au fost concediați. La începutul acestei săptămâni, Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat că va oferi un ajutor financiar de 5.000 de lei pentru asistenții personali din municipiul Chișinău, cărora le-a fost modificat raportul de muncă prin diminuarea normei sau eliberarea din funcție. Acum sunt vizați 650 de asistenți personali care au fost demiși și alți 550, salariile cărora au fost reduse. Banii pentru salarii urmează a fi identificați de executiv, cel mai probabil din fondul de intervenții. Ministrul Muncii și Protecției Sociale a precizat că în cadrul ministerului va fi creat un serviciu nou. Toți asistenții personali care au fost demiși abuziv și pentru care li s-a redus salariul vor fi angajați de către minister prin intermediul unui nou serviciu creat, începând cu luna mai a acestui an. Vreau să spun că la moment constatăm că primarul Ceban a demis aproximativ 650 de asistenți personali și într-un mod abuziv a redus norma de salarizare, deci a redus propriu-zis salariul pentru 550 de asistenți personal din municipiul Chișinău. Deci vorbim de aproximativ 1200 de asistenți personal pentru care drepturile de bază au fost încălcate într-un mod brutal. Ministrul a menționat că executivul nu va permite ca asistenții personali să stea blocați între incompetența primarului Ceban de a administra banii publici și victimizarea lui prin minciuni. Toate motivele invocate de către primarul Ceban și de către primăria municipiului Chișinău sunt minciuni, sunt falsuri. De când a fost creat acest serviciu, din 2012, în municipiul Chișinău, acest serviciu, inclusiv serviciile din cadrul programelor de asistență socială, au fost finanțate, atenție, din veniturile proprii ale municipalității. De altă parte, primăria Chișinău a anunțat că declarațiile și acțiunile celor de la guvernarea PAS se limitează la tot ce ține de municipiul Chișinău și primăria Chișinău. Guvernul cauzează probleme grave la Chișinău, după care face politică și declară că rezolvă aceste probleme, inclusiv este situația asistenților personali, când au tăiat finanțarea pentru acești angajați, anume din municipiul Chișinău. Ministerul Muncii și Protecției Sociale a anunțat acordarea unui suport sub formă de ajutor bănesc pentru toți asistenții personali din municipiul Chișinău, cărora le-au fost modificate raporturile de muncă prin diminuarea normei de muncă sau eliberare din cadrul Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copiilor și Direcției Generale Asistență Medicală și Socială. Plățile vor fi efectuate fără necesitatea depunerii unei solicitări sau cereri, dar cu efectuarea unor evaluări suplimentare și vor putea fi ridicate la oficiile Poșta Moldovei. Asistenții personali vor fi anunțați printr-un SMS despre disponibilitatea de ridicare a plății. Din momentul recepționării textului, aceștia vor avea la dispoziție 2 săptămâni pentru a ridica plata de la orice oficiu poștal. Guvernul va iniția negocierea acordului cu Italia privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere în scopul conversiunii. O decizie în acest sens a fost adoptată de Cabinetul de Miniștri. Titularii permiselor de conducere vor avea dreptul să convertească propriile permise de conducere doar dacă sunt rezidenți pe teritoriul celelalte părți de cel puțin 6 ani la momentul prezentării cererii privind conversiunea. De această oportunitate vor beneficia aproximativ 300.000 de cetățeni ai Republicii Moldova aflați în Italia, inclusiv cei naturalizați sau cu dublă cetățenie. Acordul va oferi titularilor permiselor de conducere emise de autoritatea uneia dintre părți care își stabilește reședința pe teritoriul celeilalte părți, dreptul de a-și converti propriile permise de conducere fără a susține examene teoretice și practice, cu excepția unor situații speciale. De luni, creștinii ortodoxi au intrat în postul mare, cel mai aspru post de peste an. Până la sărbătoarea Învierii Mântuitorului Iisus Hristos, prăznuită în acest an, pe 5 mai, cei care postesc nu vor consuma carne, pește, produse lactate, ouă și vin.
Comparativ cu celelalte posturi de peste an, postul Paștelui este considerat mai aspru. În cele 40 de zile există numai două sărbători cu dezlegare la pește. De Buna Vestire, marcată pe 7 aprilie de către creștinii care respectă calendarul bisericesc vechi, și în Duminica Intrării Domnului în Ierusalim, cunoscută ca și Duminica Floriilor, marcată cu o săptămână înainte de Paști. Persoanele bolnave, femeile care așteaptă copii și copiii pot cere dezlegări de la preot. Enoreașii se vor putea împărtăși din prima săptămână. În acest an, Paștele va fi sărbătorit pe 5 mai. Postul cel mare este conform credinței creștine timp pentru suflet și de pocăință. Reporterul Vocea Basarabiei a discutat cu cetățenii capitalei despre importanța postului și beneficiile acestuia asupra stării fizice, dar și spirituale. Postul este binevenit pentru fiecare om, pentru că, în primul rând, și sufletește, ne apropiem mai aproape de Dumnezeu, cât și trupește, deci ne curățăm de toate mâncărurile care pe parcurs anul, mă rog, mâncăm, chiar și doctorii spun că asta e foarte bine. Curățenie. Unde o și curățenie în tete? O curățire atât sufletească cât și trupească. De asta ținem mereu toate posturile. În familie așa am cultivat de mică și de asta și ținem. Și cultivez asta și la copiii mei. O curățire de organism. O milostienie faci pentru tot. Și ne gândim un bine, cred că. Credință, în primul rând, interioară. Chiar poți să nu ții la nivel de mâncare, dar să ții în interior post. Sufletește, să nu păcătuiești, să nu vorbești urât, să stimezi și așa mai departe. Post de la răutate, în primul rând, că toți pun accent pe alimentare, pe cei ce mănâncă și uită de relația normală între oameni. Iată asta, eu cred că dacă am pune alt accent, atunci ar fi postul, s-ar justifica. Totuși, cei care se străduiesc să țină postul mare respectând toate condițiile, cred că importanța și sentimentul acestei purificări ar trebui să ne motiveze în pofida duratei postului de 7 săptămâni. Nu este ușor, dar dacă omul dorește, eu cred că și Dumnezeu numai decât să ajute și va putea ține. Cât cu putință și totul va fi bine. Cred că să se îmbunătățească la suflet mai mult. Nu contează ce termen are, dar postul nu presupune doar ținerea așa sau cumva să dezici de careva alimente. Și cu gândul, și cu vorbele, și cu faptele. Cumva măcar în perioada asta să fim mai buni. Ca să fie sănătos mental, sufletește și fizic. Pe 21 martie, de Ziua Mondială a Sindromului Down, șefa statului a venit cu un mesaj prin care și-a exprimat dorința ca, în viitor, diagnosticul de sindrom Down să nu mai fie perceput ca o sentință, ci mai degrabă ca un prilej de a oferi ajutor. În ședința Parlamentului, președintele legislativului a menționat despre picturile copiilor cu sindrom Down, care pot fi admirate pe holul Parlamentului. Îmi doresc să oferim cu toții ajutor în loc de stereotipuri și incluziune în locul separării. Tocmai de aceea am ales ca premiul Timișoara pentru Valori Europene să fie donat unei organizații care promovează incluziunea copiilor cu sindromul Down. Pe această cale vă îndemn să susțineți și voi prietena mea fondată de Ludmila Adamciuc, dar și alte organizații care sprijină acești copii, să ne inspirăm de la bunătatea copiilor și adulților cu sindromul Down și să le susținem pasiunile, să le descoperim curiozitățile și să-i ajutăm să viseze. Astăzi, de Ziua Internațională a Sindromului Down, vreau să celebrăm acești copii, să celebrăm acești părinți și dascăli care sunt în plen. Vă mulțumim că ne reamintiți că incluziunea începe de la noi. Fiecare dintre noi poate și trebuie să contribuie la o societate mai inclusivă. Fiecare dintre noi putem contribui la acceptarea acestor copii. E de datoria noastră să acceptăm și să valorificăm diversitatea, să oferim oportunități egale. Sindromul Down este o boală genetică cromozomială ce afectează aproximativ 1 din 1000 de copii. Ziua Mondială a Sindromului Down este marcată anual pe data de 21 martie. Republica Moldova se află printre țările cu cele mai pitorești locuri. În același timp, pădurile, care reprezintă plămânii verzi ai planetei, ocupă 12% din teritoriul țării, media europeană constituind 39%.
Există un program național care prevede ca în următorii 10 ani suprafețele de teren împădurit să fie extinse cu aproximativ 145.000 de hectare. Este un program foarte ambițios, este un program care necesită efort atât material cât și financiar și care, într-un fel, poate influența asupra stării terenurilor erodate, asupra calității apei, asupra, în general, asupra calității vieții omului pe acest teritoriu. Fără o extindere a suprafețelor forestiere, spațiul rural va fi afectat puternic de fenomene naturale precum eroziunea solului și inundațiile, mai ales în unele zone ale Republicii care au fost lovite mai crunt de secetă. Au apărut semne ale deșertificării, afirmă expertul. Este clar că extinderea pădurilor pentru Republica Moldova, care are puține resurse forestiere, deci este un proces dorit și nu în zadar inițiativa președintei de a extinde pădurilor, a fost o chestie benefică, strategică și, spunem, demnă de a fi tradusă, deci de a fi plantată. Cercetătorii au determinat că pădurile ajută la stabilizarea temperaturii pământului cu cel puțin o jumătate de grade, protejând oamenii de efectele crizei climatice. Și pădurile sunt acele resurse care ne permit nouă să le extindem și, doi, să influențăm calitatea altor factori naturali. Impactul omului asupra mediului înconjurător a fost dintotdeauna o problemă gravă. Din cauza sărăciei, în perioada rece anului sunt înregistrate cazuri de tăieri ilicite. Cele mai afectate sunt pădurile comunale, care nu au personal specializat și, într-un fel, sunt afectate de aceste tăieri. Dacă vorbim că au fost influențate de perioada, trebuie să vedem că iarna totuși a fost una blândă și asta, într-un fel, ne-a salvat pădurile care le avem, plus eforturile care au fost făcute de colegii noștri din România, care ne-au oferit cantități de lemn pentru încălzire și eforturile care au fost făcute de oameni pentru a se asigura cu alți carburanți decât lemn. Republica Moldova a reluat pe 10 martie o amplă campanie de împădurire, iar pe întreaga perioadă a lucrărilor de primăvară urmează să fie plantați circa 13 milioane de puieți. Acțiunea face parte dintr-un plan național de 10 ani al autorităților moldovene care vor să salveze fondul forestier degradat și să creeze noi păduri până în 2032. 21 martie în toată lumea este marcată Ziua Internațională a Pădurilor. O tentativă de introducere ilicită a unui lot comercial de obiecte de cult religios a fost deconspirată de vameși la aeroport. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal aeroportului internațional Chișinău, după ce au supus controlului de specialitate bagajele pasagerilor. În rezultatul controlului vamal, în bagajul unui pasager au fost depistate obiecte de cult religios în cantități comerciale nedeclarate autorității vamale. Documentat pe caz este un cetățean georgian în vârstă de 46 de ani. Bunurile au fost ridicate și sunt pasibile confiscării, iar persoana riscă să fie sancționată contravențional. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au descins cu percheziții la penitenciarul numărul 13 într-o cauză penală în care sunt vizați mai mulți membri ai unei organizații criminale, formate din deținuți, dar și persoane aflate în libertate. Conform datelor prezentate, aceștia sunt implicați în procesul de acumulare a mijloacelor bănești pentru susținerea organizației criminale. Banii provin din estorcări, șantaj, trafic de droguri și alte infracțiuni săvârșite pe teritoriul Republicii Moldova, țărilor Uniunii Europene și CSI. În acest sens, pe parcursul ultimei săptămâni, oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în celulele deținuților din penitenciarul numărul 13. Au fost stabilite mai multe ascunzișuri special amenajate, de unde au fost ridicate zeci de telefoane mobile și mai multe înscrisuri de ciurnă care prezintă interes pentru cauza penală. Polițiștii întreprind măsuri pentru a stabili toate persoanele implicate, precum și victimele care au avut de suferit în urma acțiunilor infracționale ale organizației criminale. 10 tineri din raionul Călăraș, dintre care 5 cu nevoi speciale, au beneficiat de granturi pentru dezvoltarea afacerilor, datorită proiectului Tineri mai aproape de Piața Muncii. Valoarea totală a granturilor oferite a fost de 12.000 de euro. Tudor Bânzaru din Nișcani, raionul Călăraș, a reușit să procure un tocător de crengi care îi ajută nu doar la gospodărie, dar îi permite să câștige și bani.
La noi sunt iernele grele, e mult crangă, lumea are stalile vieți, are vii, are copaci. Și ne-am gândit că a fi o ușurință pentru lume, că n-are cine să setea să uitaie cu el, ușurez munca omului. Pe viitor în plan să mă dezvolt, să mă cumpăr o semănătoare, să mă cumpăr alte tehnică agricolă ca să pot să prestez servicii. Cu acești bani, tinerii și-au cumpărat echipamentele de care aveau nevoie, printre care un tocător de lemne, elevator pentru servicii auto sau costume pentru servicii de animație. De asemenea, tinerii au fost instruiți și consultați în afaceri și scrierea planurilor de business. Olga și-a dorit să presteze servicii de animație. Visul a devenit realitate în primăvara acestui an, după ce a obținut grantul care i-a permis să cumpere costumele dorite. Datorită la aceste costume pot să merg la diverse evenimente, zile de naștere, grădinițe, școli, când se fac diverse evenimente în oraș. Planurile de viitor sunt mari, vreau să mai particip la câteva proiecte pentru a dezvolta această afacere, deoarece în oraș noi nu avem așa servicii, eu sunt prima care am adus costumele. Dumitru este din Păulești, Călăraș. Acum 5 ani a deschis un serviciu auto. Am utilizat toată suma. Deja resursele mele financiare au fost printr-o instalare a utilajelor. Am procurat un elevator, am procurat o sobă pentru a mă încălzi iarna și un kit pneumatic. În total au fost depuse 45 de cereri, iar selectați au fost 10 tineri. Toți acești tineri au participat la diferite traininguri, diferite instruiri, diferite workshop-uri, unde au studiat despre domeniile de afaceri, cum se scrie un plan de afaceri, orientarea cu ce s-ar putea ocupa, ce este mai întrebat pe piața muncii și sigur cum se pot implica, dacă unii dintre ei sunt cu dizabilitate, cum se pot implica în activitatea dată. Proiectul a fost implementat de Asociația Obștească de Sprijin a Copiilor și Tinerilor cu Nevoi Speciale Dorința, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat prin intermediul Fundației Este Europeană Moldova cu European Business Association Moldova și Centrul Contact. Consiliul Audiovizual a monitorizat posturile radio în ce măsură respectă cota de cel puțin 30% de difuzare a operelor muzicale în limba română și 10% de creații ale compozitorilor și interpreților autohtoni. Radio Vocea Basarabiei și Noroc sunt printre puținele unde este promovată în mare parte muzica autohtonă. Inițiatoarea controlului, vicepreședinta CEA, Aneta Gonța, a declarat că scopul exercițiului a fost dublu. Pe de o parte, de a vedea cum este aplicată o normă obligatorie de către radiodifuzori și pe de altă parte, care este atitudinea furnizorilor față de patrimoniul muzical al țării, în care își desfășoară activitatea. Prevederile din articolul 19, în special alineatul 5, au fost introduse de legiuitor pentru a securiza spațiul nostru informațional, aici iarăși muzical, și de a începe a respecta și promova, măcar în al 12-lea ceas, valorile noastre muzicale, autorii, compozitorii, interpreții și toată lumea care încearcă să facă ceva pe acest tărâm în Republica Moldova. Vocea Basarabiei și Noroc se axează pe transmiterea producțiilor muzicale autohtone, lucru apreciat atât de radioascultători cât și de interpreți. Mă bucur foarte mult că sunt aici și la Radio Noroc. Am fost și la Radio Vocea Basarabiei și că pot să-mi lansez piesele noi, în cazul dat Luceafărul acum, și cred că la posturile noastre de radio din Republica Moldova ar trebui să se difuzeze multă muzică creată aici la noi în țară. Desigur că este un lucru îmbucurător atunci când radiourile noastre promovează muzica autohtonă și părerea mea este că ar fi mult mai bine să fie un procentaj și mai mare, deoarece este muzica noastră, este tradiție, avem artiști minunați, talentați, tineri și consacrați. Sunt bucuroasă că sunt primită mereu la radiouri, la televiziune, invitată și desigur că cât mai des cu atât mai bine, ca să ne vadă lumea, să ne audă și să fim aproape de cei care ne ascultă. Cu postul Radio Noroc mă leagă o experiență foarte frumoasă. Pe când eram student, în 2007, am avut ocazia să lucrez ca redactor muzical
și am descoperit foarte multă muzică pe atunci, fiindcă trebuia să ascult piese și de-a noastră și românești. Am descoperit foarte mulți artiști noi pentru mine, foarte multă muzică care se prăfuia cumva și era omisă din playlist-uri. Plus am descoperit mulți autori tineri de pe atunci, care aveam tendința să-i încadrez în playlist-uri ca muzica lor să fie pe post. Și mă bucur că tendința de creator crește și avem acum o listă întreagă de autori noi, tineri, care scriu muzică contemporană și frumoasă și le urez succes atât lor cât și radiourilor în promovarea muzicii autohtone. Controlul celor 52 de servicii de radio a testat că 14 posturi nu au atins cota de cel puțin 30% de opere muzicale în limba română. Alte 7 servicii media nu au respectat ambele cote. Restul 31 de posturi au respectat normele prevăzute de codul serviciilor media audiovizuale în ziua monitorizată. Doamnelor, domnilor, acestea au fost cele mai importante evenimente și reportaje sociale care au marcat săptămâna. Eu vă dau întâlnire și duminica viitoare. Până atunci vă doresc un sfârșit de săptămână reușit. Să aveți oamenii dragi alături. Rămâneți cu Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Toate bune!